I invite on stage Paul Stănescu and Cătălin. So I think unu, doi. Cred că mai bine... vreți să facem o pauză? Am crezut că plecați și de-aia... Dar hai că noi începem încet și voi mai ronțăiți. Bine ca să nu ne oprim. Că după aia dacă ne oprim e complicat. Ce o să mai aveți înainte de a începe panelul? Afară, de câte am înțeles, sunt două mașini, un Mercedes și un Maserati, ăsta e nou. Și nu știu, puteți să vă uitați, să vedeți autonomous driving, chestii genul ăsta în paralel. Cum? Da, o să poată și după. Nicio problemă. Bun, haideți să începem. Deci avem alături de noi pe Cătălin. Cătălin conduce divizia de automated driving, de vision. Poate e prea mult spus, dezvoltare de tehnologii pentru conducerea, pentru automated driving. Dar în principiu partea e vision, nu? În principiu partea de vision cu tot bonusul care vine când vine vorba de procesarea datelor. Exact. Și bun, și tot alături de noi Paul Stănescu, el e de la P3. P3 s-ar putea să nu știu, eu cel puțin nu știam așa mult înainte. Ei dezvoltă soluții de Android pentru mașini, cum ar fi Renault, nu? Da. Și, Paul, tu ești software architect. Da, pentru proiectele de AOSP. Practic, soluțiile noastre în mare parte se bazează în zona de Android Automotive, dar P3 are o istorie de plus 25 de ani. Partea de software pe care noi am dezvoltat-o a revenit undeva în 2016, dacă bine îmi aduc aminte. Până în acest moment, cumva, P3 oferea mai mult consultanță, în special în zona de automotive, cam tot ceea ce înseamnă automotive, inclusiv partea de baterii, partea de industrie aerospațială, iar începând cu 2016, cumva am încercat foarte mult să ne axăm pe zona asta de Android Automotive și prima soluție pe care este în piață, cum aș preciza deja, este parte din Megane E-Tech, care a fost lansat anul trecut. Bun. Dacă revenim la Cătălin... Cătălin, la tine interesant, povesteam noi zilele astea și cumva profit de povestea noastră. Conduci una dintre povestea de echipele tale, echipa de AI pe care o coordonezi, care e destul de mare. Spune, nu știu, mai multe despre el. Ia, ce faceți voi? Nu țin minte când m-am lăudat, dar pot să spun mai multe. Practic, noi dezvoltăm... de fapt de 10 ani deja, tehnologii de percepție, mai ales pe bază de senzor video, pentru conducere automată. Și acum se întâmplă că suntem norocoși în sensul că tehnologiile se tot schimbă și chiar dacă suntem de 10 ani în domeniu, nu ne plictisim. Acum 10 ani am început cu algoritmi de procesare 3D, adică din imagini să reconstruim 3D scene de trafic și din acel 3D să determinăm spațiu liber în fața mașinii, tot felul de obiecte, gen mașini pieton și așa mai departe, pe bază de camere mono sau stereo, dar ideea principală era că făceam algoritmi dificil și atunci, deci era destul de exotic să faci algoritmică pentru conducerea automată acum 10 ani, când cu greu erau radarele pentru mașini premium, și într-o piață de software development din Cluj, unde se făcea web și mobile. Și tot așa era exotic dacă găseai un programator care să facă C++, pentru că trecuse valul de C++ și Embedded, care a fost, nu știu, prin 2000. Dar, tu erai tot pe C++, nu? Eu eram pe C++, dar cred că eram exotic. Sau oricum erau puțini developeri de C++. Între timp parcă s-a mai schimbat situația. Dar ce vreau să zic, că
Atunci să faci algoritmică era, deci nu era terminologia de AI, AI însemna altceva atunci, era destul de interesant. Și practic de atunci am început, încă avem activități de 3D perception în echipă, dar a venit peste noi un val de inteligență artificială. Deci inteligența artificială a început să fie folosită în automotive undeva prin 2015. Primele metode de inteligență artificială au apărut în 2009-2010, dar mai mult pe text sau oricum nu erau văzute ca fiind capabile de procesare real-time. Apoi au apărut tot felul de unități hardware specializate, deci undeva 2015, plus minus 1-2 ani, devine posibil să faci inteligența artificială în automotive, dar inteligența artificială gen rețele neuronale, deep learning, dar supervizat, adică trebuie să faci labeling la date și să antrenezi rețele neuronale care rezolvă aceleași probleme pe care le rezolvam înainte cu algoritmi clasici de procesare 3D, dar pe bază de rețele neuronale. Și, bun, și împreună, practic ați aruncat totul la gunoi cumva? Nu, încă, nu, pentru că și primele metode nu sunt chiar de aruncat la gunoi, deci okay, sunt foarte bune și de obicei fuzionăm metode clasice, să le zic așa, adică deși nu-mi place neapărat cuvântul, cu metode de inteligență artificială. Și acum vedem că vine un alt val și mai interesant, pentru că tot domeniul ăsta al inteligenței artificiale se schimbă pentru că apar rețele mai mari, metode noi. Acum toată lumea vede mai mult partea de language models, gen ChatGPT, dar sunt și large vision models sau large models care combină input multimodal, zicem noi, deci vision plus alte semnale. Și practic nu doar pe text funcționează bine noile metode de inteligență artificială, ci și pe date video, și e un fel de nouă revoluție pe care o vedem promițătoare, în sensul că o să mai aducă un boost de performanță sistemelor de conducere automată. Pe de o parte nu ne plictisim ca și development, pe de altă parte e interesant să vezi cum vin valurile astea de tehnologie pe care le punem în practică. Și ce vedem afară, apropo, dacă ați văzut partea asta de parcare automată, e cu primul val, da? Nu e cu al doilea. Urmează să vedem cum o să meargă al doilea, dar lucrăm oricum și folosim... Voi la al doilea lucrați sau al treilea acum? La al doilea și, sincer, nu știu cum arată al treilea. Acum, prin abuz, putem să zicem 2.1, 2.2, 2.3, dar ca să păstrăm ideea simplă, primul val e cel cu rețele neuronale deep learning supervizat, gen ai o echipă de anotatori care fac anotare la nivel de pixel sau la nivel de obiect și pe baza lor antrenezi rețele neuronale, și următorul val este ce avem acum cu metode gen învățare, nu știu cum să traduc, dar oricum self-supervised learning, deci nu mai trebuie să facem anotări sau nu atâtea anotări, și care aduce un boost și mai mare de performanță și o grămadă de metode. Deci vă zic și am mai zis poate și la alte conferințe în ultimii ani, așa multe metode și tehnici apar încât dacă vrei să ții pasul cu ele, nu mai ai pus să faci nimic. Deci trebuie cumva să selectezi, ok, asta mă uit, asta nu mă uit, asta facem, asta nu facem, și să ai niște experți care chiar știu ce să selecteze ca să nu... Până la urmă poți să și pierzi timpul dacă ceva nu e suficient de promițător legat de ce se întâmplă. Dar, bun. Da, acum se întâmplă un fel de o altă revoluție și nu vreau să monopolizez tot timpul pe partea asta. Și ca să revin la întrebarea ta, echipa se ocupă, toată echipa, deci un departament cât de mare, 100-150 de colegi se ocupă de chestii de inteligență artificială, metode inteligente de gestiune a datelor. Știu că am mai vorbit și asta, partea de data engineering pentru inteligența artificială duce la cel prim val, unde faci labeling automat, dar nu-i cazul. De exemplu, acum trebuie să reprocesăm câțiva ani de date pe care avem acolo, într-o săptămână. Deci gândiți-vă ce înseamnă din punct de vedere al infrastructurii de calcul și al gradului de paralelizare pe care trebuie să-l ai în cloud, să procesezi 2 ani de date într-o săptămână. 2 ani de date video, adică
recording-uri real-time de video trebuie procesate, care dacă le pui cap la cap, adun 2 ani, vrei să le procesezi în una, două săptămâni. Deci sunt o grămadă de challenge-uri, parte de software development, conex cu, nu știu, cu partea asta de inteligență artificială, să zicem așa. Dar cred că am vorbit prea mult deja. Bun, nu, e în regulă, cred că lăsăm și pe Paul un pic acum. Paul, ce puțin am văzut un articolul tău cum arată o aplicație Android Auto, dar nu știu, zi-ne tu un pic cam cum vezi lucrurile și de când e, eu știu, revoluția asta Android? După cum ziceam, noi am început practic să luăm contact prin 2016 cu zona asta, dar practic în ultimii ani de când Polestar a lansat primul vehicul cu Android Automotive, a prins tot mai mult contur și practic din momentul ăla am primit tot mai multe cereri de la diferiți clienți. Acum, ca să zic așa o diferență, sunt două concepte total diferite și aș vrea să fim siguri că nu le încurcăm. Practic, partea de Android Automotive și Android Auto, care sunt destul de diferite, dar la un anumit punct se pot întrepătrunde. Partea de Android Auto poate pentru posesorii de telefoane Android sună ceva mai familiar. Toate dispozitivele Android cu Android 10 Plus au deja embedded partea asta de Android Auto, care nu face altceva decât aduce în mașină ecosistemul telefonului. Și sunt anumite tipuri de aplicații care pot rula în timp ce conduci. Bine, el practic rulează pe telefon, nu rulează pe... Da, asta e partea de Android Auto. Android Automotive e practic sistemul de operare Android asupra căruia s-a făcut o extensie pentru a putea rula în mașină și aici ne referim în mare parte la diferite feature-uri de safety care să crească, să sporească securitatea pentru șofer. Ne referim în principiu la parte de entertainment sau vorbim și de funcțiile mașinii? Practic vorbim, de funcțiile ale mașinii vorbim din zona de semnale CAN, care cumva le agregăm în zona de hal. Echipele noastre nu merg mai jos de zona asta. Avem diferiți provideri, nu știu, pentru camerele de parcare sau inclusiv pentru zona de hardware. În principal încercăm să lucrăm cât mai multe semnale care vin direct integrate în sistemul de operare, dar fiecare OEM își dorește ceva customizat, care alt OEM să nu aibă, și atunci apare necesitatea de a crea așa numitele proprietăți vendor, care sunt specifice pentru fiecare OEM. Și de aici apar diferite particularități, care ne dorim de cele mai multe ori să fie bune, dar câteodată apar diferențe în care utilizatorii zic că la OEM-ul ăla mergea mai bine. Da, de exemplu, voi nu s-au crescut, s-au luat și la zona asta de, nu știu, automated driving, adică să începe să faceți funcții de security, sau teoretic se poate să te integrezi și mai jos? În momentul de față avem parteneri cu care lucrăm în zona de mai jos de hal, dar nu neapărat în următoarea perioadă, pe short term. Ne dorim să mergem în zona asta. Singura zonă din conducere autonomă pe care am atins-o în proiectele noastre este practic zona asta level 1 și level 2, care e bazat pe senzori, parcare automată în care avem diferit algoritmi creați cu diferiți parteneri. Voi faceți parcarea? Practic, facem o achiziție de date pe baza la camere și procesăm acele date împreună cu niște librării pe care le avem de la unii parteneri. Deci asta zic că nu integrăm, nu avem o soluție. Și da, zic că voi controlați, adică controlați și voi mașini, volanul și eu știu... Practic trimitem niște semnale care mai apoi ajung la volan. Nu activăm în zona de safety. Ok, adică le trimite la alte framework-uri da, și da, alea da, decisă, da, mă rog. Da. Interesant. Și atunci... Și bun, hai să te întreb altceva. Dacă tu ai o mașină cu soft Android, poți să te apuci tu ca programator să-ți pui softul pe aia? Adică să-ți pui propria ta versiune de soft? Da. În mod normal, dacă creatorii softului au făcut lucrurile într-un mod corect, nu. Okay. Ar trebui ca tot sistemul să fie protejat să poți face acest lucru. Este unul dintre punctele pentru a primi certificarea Android.
Am înțeles. Deci, și nu crezi că o să fie în viitor? Să ai nu, sunt două tipuri, practic varianta gas și non-gas. Practic varianta gas vine cu tot ceea ce vine și un telefon cu Google Automotive Services, în care este Play Store-ul și userul poate să-și descarce aplicații deja create pentru a fi rulate în mașină, respectând toate standardele. Aici cumva Google a luat un pic pe zona pe care o face și Apple, în care verifică nu doar automat aplicațiile, majoritatea aplicațiilor din zona de automotive sunt verificate manual de către diferite persoane de la Google, și partea de non-gas în care pot veni soluții custom, și noi avem in-house o soluție custom de Play Store care este practic dezvoltată, să zic, asemănător cu ce face Huawei. Ah, ok. Bun. Foarte interesant. Nu, bun, hai să ne întoarcem la Cătălin. Hai să și schimb pe cameră. Vreau să punctez ceva, pentru că mi-a plăcut ideea asta, că contra partea de parking aveți niște parteneri care integrează în sistemul vostru, practic. Și asta e o chestie destul de nouă în automotive. Adică, uite, mașina de afară are un ECU dedicat pentru parking, produs de Bosch, unde tot stack-ul de parking, input de la senzor și așa mai departe. Dar ca și următoare posibilități, dacă ne uităm spre faptul că avem un sistem de operare în mașină, în sistemul de infotainment în cazul ăsta, cu un vehicle computer destul de puternic care poate să facă treaba, ne putem imagina că nu mai ai un fel de ECU dedicat pentru parking, ci ai un software pentru care face parte de parcare automată și devine un feature pur software integrat în Android. Acum nu chiar îl iei din Play Store, ci e integrat acolo de un supplier, dar cine știe, poate next level o să vină feature-uri noi de parcare direct dintr-un store. Dar ce vreau să zic este că în automotive începe să se decupleze partea de hardware, de partea de software development. Și ăsta e un exemplu. Librăriile de parcare care vin de undeva și se integrează pe un ECU de infotainment cu Android. Dacă am înțeles corect cum ai zis. Voi lucrați și voi cu Android-ul cumva sau nu? Deci noi am început să avem proiecte și într-adevăr sunt în zona de parcare unde e poate mai puțin complex decât la driving, unde da, trebuie să platforma e Android. Am înțeles. Și practic voi le faceți, da, da. Noi avem cod software portabil care face interpretarea semnalului de la cameră și trimiterea după aia de control înspre direcție, frână, accelerație și așa mai departe. Ah, foarte fain. Și în mașină ai mai multe ECU-uri, procesoare sau multe, nu? Adică cumva, sau tu ai... Vii tu cu procesorul tău sau te bazezi pe ce există în mașină, configurația respectivă? Sau depinzi un pic de el? Poți să faci și. Poți să ai procesorul tău, poți să te integrezi pe un astfel de ECU care nu e a tău. Am înțeles. Și de asta, practic, și în mașină, software-ul începe să se decupleze de hardware. Cum am văzut prin 2006-2008, că nu mai aveam sisteme de operare proprietar. Vezi Nokia, ci aveam sisteme de operare unde apar aplicații third party. Deci un fenomen similar, acum nu e exact la fel, se întâmplă și în automotive. Am înțeles. Ce vreau să te mai întreb, Cătălin? Zi-mi un pic care-i... Cumva bun, voi faceți aici un feature, indiferent, de parcare și așa mai departe, sau de condus autonom. Care-i durata până când ajunge acela în producție? Adică care e procesul ăsta, nu știu, de validare, verificare, cam, nu știu, dacă ai ceva pași așa mari care ar trebui luat și în cam cât timp durează? Acum, îți dai seama că depinde foarte mult. Deci poți să ajungi să pui un feature în producție, nu știu, poate în jumătate de an, un an, și poți să ajungi să îl pui, nu știu, 2 ani. Ce contează foarte mult, care este... și maturitatea sistemului în care integrezi acel feature. Deci feature-ul așa în sine decuplat deci contează unde rulează, în ce environment, ce sistem de operare, ce sistem de achiziție a informațiilor de la senzori,
sincronizat. Deci, cumva, tot timpul feature-ul vine la pachet cu un software stack și cum trebuie văzut așa la pachet. Și care e procesul de validare? Adică îl testați voi aici, mă gândesc, după aia merge la client și el testează sau face tot felul de teste pe drum? Cum funcționează? Pentru că, până la urmă, sunt chestii de safety. Noi testăm prima dată la nivel de developeri, gen tot felul de testări automate și statistici la nivel de performanță, gen din care rezultă niște KPIs cu corner case-uri și așa mai departe. Probabil facem câteva iterații acolo. După aia, în paralel, avem niște test drive-uri, deci endurance runs, de exemplu, dar și hill runs. Hill e hardware in the loop, adică punem hardware-ul și facem streaming de inputs și vedem cum se comportă cu un hardware în loop și datele de la senzor sunt restreamuite, sper că e cuvântul corect, înspre hardware. Asta le puteți și inventa voi, adică dacă controlezi stream-ul ăla, poți să le și inventezi, nu? Adică poți să da, de obicei folosim date gata înregistrate anterior. Uh-huh. Am zis înainte că avem ani de date, deci avem de unde să alegem. Bun, toate astea vin cu feedback înspre echipele care dezvoltă un anumit feature și fiecare echipă își fac, mă rog, fixurile și update-urile lor. Și apoi, în final, se fac și niște teste mai mari la nivel de sistem, când toate feature-urile sunt integrate, test drive-uri de diverse tipuri prin toată lumea și apoi dăm un software la client pe care și clientul îl testează. Exact, da. Unele teste, deci până nu trec niște certificări de safety, nu se fac teste pe public roads, gen sunt release-uri intermediare care se testează numai în medii controlate și după toate astea se fac și teste pe drumuri publice. Și după aia vine și autoritatea cumva și le verifică? Dacă te referi la chestii gen RAR sau certificare, da, da. Astea se fac împreună cu deci producătorii de mașini fac chestiile astea de certificare. Deci și tot asta durează jumătate de an, să zic, cel puțin. Deci un feature integrat într-un sistem existent, poate un add-on la un sistem existent, adică un nou release, poate fi jumătate de an. Dacă vorbim de un sistem întreg, o cameră smart, atunci durează mai mult. Deci o nouă generație de produs poate fi de la designul inițial până la release, nu știu, 3-5 ani, ceva de genul ăsta. Bun. Dacă aveți întrebări și în sală, mai ridicați mâna, că mai ne putem, mă pot opri din întrebările mele. Stai. Ai available în mașină. Cred că BMW face ceva de genul ăsta în momentul de față. Știu că, de exemplu, îți cumperi mașina, îți vine cu o subscripție trial și la un moment dat se termină subscripția. Nu mai plătești, nu mai ai încălzire în scaune, nu mai ai încălzire în volan. În ideea în care cred că există deja cumva o înclinare spre așa ceva, ca omul, chiar dacă își cumpără o mașină bine dotată, să poate ulterior să-și dezactiveze sau să-și activeze anumite feature-uri. Și vreau, ca și follow-up question, până la ce nivel ar putea să meargă aceste feature-uri? Știu că tu spuneai că nu ajungeți în partea de safety. Cam până unde? Care ar fi limita, să zic, legală? Deci asta mai mult o văd, cum ai zis la BMW, un fel de activare-dezactivare de funcții deja implementate și care sunt acolo. Scuze. Scuze. Dar dacă vine vorba de un fel de software update, atunci tehnic este posibil și aia, dar cumva, și nu e punctul meu, deci nu sunt un expert pe partea asta, dar îmi imaginez că orice se întâmplă în timpul acelui update trebuie tratat. Adică nu vrei să apară o eroare când downloadezi din store și reinstalezi un feature, da? Sau adaugi din store un feature nou. Adică vrei să te asiguri că sistemul de safety în cazul ăsta rămâne într-o stare consistentă. Și
sunt feature-uri, da? Sunt software update over the air, se face în automotive, inclusiv la safety features. Acum, nu știu sigur dacă cineva se riscă să lase asta și în mâna unui utilizator, dar, repet, nu mă pricep, nu e. Deci, tehnic se poate, pot să apară corner case-uri, dă cancel din greșeală, iese de la semnal, mai pierde un bit și știu eu ce se întâmplă, nu mai frânesc, accelerez sau glumesc. Oricum, ideea e că nu ține de realizarea tehnică a feature-ului, ci mai mult de cum faci efectiv acel update. Bun, hai să trecem iară la Paul. Paul, la voi cum merge în producție? Acum revenind, sau dacă vreți să comentezi la întrebările care au înainte. Noi avem un feature de genul ăsta care momentan cu producătorul pentru care l-am dezvoltat spune că ar vrea să fie disponibil 5 ani gratuit. Se așteaptă să aibă un impact destul de mare pe market, după care utilizatorul să plătească. Partea asta am putut să o implementăm cel puțin pentru moment, dar lucrăm la o soluție in-house, să putem extinde soluția doar pentru zona de gas, cea care are direct Google Automotive Services, din cauza că aceste soluții sunt by default conectate prin intermediul unui SIM la internet și atunci prin cloud tu poți să controlezi, să verifici, mai are subscriere, da, atunci poți să folosească feature-ul, nu mai are subscriere, atunci nu poate să folosească feature-ul. Restul feature-urilor se bazează pe niște capabilități care practic nu sunt niște capabilități dinamice, adică ori ai, nu știu, aer condiționat, ori n-ai aer condiționat, nu merge că de mâine am, sau între timp mi-am pus cu motorul pornit. Cam asta ar fi diferența la noi. Și care e timpul de producție la voi? Adică merge, mă gândesc că depinde. Merge mai rep sau nu? Acum depinde. Dacă vorbim de o soluție full, cum de exemplu am avut pentru Renault, unul dintre proiectele noastre cunoscute, din momentul în care am ieșit, să zic, în piață cu produsul și inclusiv cu mașina, a fost, dacă bine mi-amintesc, în jur de 2 ani și jumătate. Plecat de la zona de requirement-uri până la zona de implementare, definirea arhitecturii pe servicii, la un moment dat am făcut freeze pe partea de API-uri ca să putem să ne concentrăm doar pe zona de HMI. Și cât de mare era echipa care ați făcut? Adică ați făcut doar voi? Mă rog, până la urmă... Lucrăm în mai multe zone, după cum ziceam, avem și parteneri, inclusiv Renault are parteneri, de asta însă că depinde cumva de proiect. Nu știu să spun exact câți oameni au fost implicați, dar cred că pe zona de development în jur de 100 de oameni, incluzând partea de testare, dar fără a include grupul de tester care faci teste direct în vehicul cu diferite, să zic, constrângeri, nu știu, să zic, testează zona de radio că tunerul trimite datele corect la graniță sau... Bine, și voi faceți în principiu doar, să zicem, programare, adică nu intri în zona de AI și din astea. Da, doar programare. Uh-huh. Interesant. Și ca, nu știu, ca partener, ce parteneri aveți? Adică în afară de Renault, mă rog, e cazul aici. Aveți parteneri strategici în dezvoltarea... Pentru zona pe care dezvoltăm in-house, lucrăm cu Qualcomm. Uh-huh. Și avem și diferit senzori direct de la ei din cauza că oferă de cele mai multe ori suport și pentru integrare, având și plăcile de la ei. Pentru alți producători îmi vin direct cu propriile lor soluții hardware și atunci doar ne integrăm softul în soluția deja existentă. Nu cred că aș putea să numesc exact toți partenerii pe care avem, dar avem și din zona din Germania, avem din state un partener nou pentru care am primit, să zic, o cerere de consultanță, în sensul în care au o soluție Android Automotive, doar că nu funcționează exact cum și-ar dori și s-au blocat chiar înainte de a certifica produsul. Și atunci trebuie să venim cu o soluție pentru ei. Și de curiositate, acum, dacă tot, hai că după aia am prins întrebările, CPU-ul e similar cu cel de pe telefoane sau nu? Procesorul care, mă rog, derulează Android-ul respectiv, e similar cu ăsta pe telefoane sau e altceva, nu știu? E puțin diferit. De obicei sunt mai puternice. Acum,
vin anumite challenge-uri. Să zic, recent am avut un challenge pentru un OEM care a vrut să dezvolte o produs software care să meargă bine, că foarte bine nu avea cum să meargă, într-o zonă de memorie foarte scăzută, gen vrea 3 GB RAM. Cu un timp de răspuns pentru fiecare aplicație de sub o secundă. Challenge pe care inițial am crezut că nu o să reușim să-l atingem, deși aveam cumva puțină experiență înainte cu alte sisteme, dar care aveau minim 4 GB RAM. Deci, practic, era ceva nou și pentru noi. În momentul de față am atins pragul de 780 de milisecunde. Deci, cumva ne încadrăm. Da, interesant că RAM-ul mi se pare că e ieftin, adică totuși... Vorba aia, probabil că dă câțiva dolari în plus să pună mai mult, nu-i chiar atâta. De multe ori nu sunt alegerile. Nu pare mult, adică nu-i... Nu-i deloc mult. N-ai cerut 32 pe mașină, ai cerut 3. Nu-i deloc mult și cumva asta e challenge-ul, că trebuie tot timpul să fii atent de unde recreezi procesul, ce se întâmplă cu procesul respectiv. Fiecare proces are o anumită importanță în tot sistemul, astfel încât unele procese, cum ar veni, nu știu să zic, zona de tire pressure, nu o să poți să-l omori niciodată. Dacă apare ceva, trebuie să afișezi imediat utilizatorului că, nu știu, s-a desumflat roata, a făcut pană, nu știu, zona de coliziune, dacă vine un semnal în care trebuie să-l afișăm că ar putea interveni o coliziune, pe cluster trebuie imediat afișat. Presupun că suntem în real time, adică... Da. Da, fain. Bun, hai să revenim la Cătălin. Cătălin, voi ce integrări din astea strategice aveți? Știu că era la un moment dat vorba cu Microsoft-ul. Colaborați cu ei sau cum merge? Colaborăm cu mai mulți supplier de hardware. Uh-huh. Acum nu pot să dau nume, dar nu zice că nu vreau să șterg după aia. Nu vrei nici tu să editezi după. Exact. Și, sincer, nu știu cu care e... parteneriat strategic anunțat public și cu care nu, dar colaborăm cu supplieri de chipuri. Cred că Microsoft era anunțat pentru public. AI. Dacă, Microsoft e anunțat public, dar el e mai mult parteneriat pe cloud și data engineering, data processing. Lucrăm și cu alți supplieri de cloud, dar pe partea de ADAS, Microsoft este supplierul favorit, ca să zicem așa. Și încă este favorit. Cred că asta era anunțat public de câțiva ani, între timp avem istoric comun. Da, foarte Da, și în rest cu supplier de hardware, pentru că până la urmă rețelele neuronale trebuie accelerate pe hardware. Avem colaborări cu diversi parteneri și fiecare hardware e interesant în felul lui și are resursele lui, nu știu, memorii, noi vorbim de erarhii de memorii, unele sunt mai aproape de accelerator, dar mai mici, deci nici nu se pune problema să ai 3 giga sau așa, ci mult mai puțin, e un fel de cache. Uh-huh. Și sigur, memorie RAM care e mai mare și care pentru noi e mai lentă, adică dacă vrei să ai răspunsuri... real time, nu pui RAM și muți din RAM, ci folosești foarte eficient memoriile astea mai aproape de unitățile de calcul ale procesoarelor. Și voi RAM cam cât aveți acum la CPU, să zicem, dacă 3, tot 3 giga sau 4? Poate acolo. Mai mult, dar deci e nevoie de mai mult, adică până la urmă, nu știu, dacă ne gândim la un sistem de percepție 360 unde ținem un buffer de câteva frame-uri consecutive în memorie, nu știu, 10 camere, să zicem, de 8 megapixel fiecare, aia e minim și sigur că trebuie să ai și softul, da, în RAM, plus o zonă de date de lucru, deci se adună, se poate estima că avem mai mult, dar asta n-ar trebui să fie surprinzător, deci e o luptă foarte mare și pentru costul produsului final, deci eu nu sunt deloc surprins că de la 4, e un request de la un OEM să scazi de la 4 la 3 pentru că fiecare vrea să-și optimizeze costurile până la urmă. Categoric, da. Bun, hai că avem o întrebare în spate de la un coleg.
Aș vrea să întreb o întrebare poate mai tehnică. Cum faceți, că știm că acum datele sunt foarte importante, cum faceți follow la metrici, deci cum le stocați? Vorbesc deja de o aplicație care rulează în producție pe o mașină și iarăși parte de troubleshooting. Sunt curios, de exemplu, un client sună, adică un user sună clientul vostru, OM-ul, că nu știu, ceva feature n-a funcționat la entertainment sau tot fel de astfel de probleme. Cum îl rezolvați? Există posibilitatea să faceți troubleshooting la astfel de probleme și iarăși metricile, cum le obțineți din mașină în funcție de real usage, nu vorbesc de testare. Bun. Deci avem în mașini produse care nu erau conectate, deci de la care nu poți obții statistici și date real-time. Și atunci, de obicei, pe sistemele astea ai o zonă de memorie redusă, tot așa, deci un mic buffer acolo unde ține un fel de log compact la ce s-a întâmplat și care poate fi citit. Și atunci, dacă vine un client, merge în service, se poate citi cu un debugger acea zonă de memorie și atunci, da, mașina trebuie chemată. Asta e acolo, e offline. Apoi e varianta conectată, dar unde există constrângeri de bandwidth, deci nu poți să trimiți cât vrei tu, ci tot așa trebuie să trimiți informații compacte și trebuie să îți alegi bine ce pui acolo în acele loguri. Și e o variantă mai generoasă, cu care poți să faci și un fel de field data collection, adică dacă întâlnești un corner case într-un scenariu de video perception, domeniul nostru, atunci colectezi imaginea și niște metadate legate, poate și câteva frame-uri înainte, după, și metadatele astea se folosesc într-un proces de reantrenare, de exemplu, a rețelelor neuronale, poate pe baza unui corner case mai cauți ce astfel de scenarii ai în datele alea, câțiva ani de date de care am zis inițial și pui mai multe date similare, poate creezi date sintetice cu scenarii similare și da, depinde, unele, deci depinde de la produse premium, de obicei acum în lucru, care, unde ai posibilitatea asta de data collection, shadow mode și așa mai departe și produsele mai vechi, care fac o treabă foarte bună, care salvează multe accidente, care cresc confortul, care sunt acolo în piață, unde avem făcute multe linii de cod scrise din Cluj și care merg bine acolo și nu neapărat ai partea asta de acces la toate datele de debugging. Bun, Paul, dacă vreți să mai comentezi sau... Perspectiva noastră e un pic diferită, în sensul în care, după cum ziceam, avem zona de produse care sunt direct conectate la internet și acolo avem o soluție in-house pentru achiziția de date, care folosește doar servere din Europa pentru a respecta GDPR-ul. Și acolo avem cumva loguri cum faceți și voi, exact foarte bine puse, dar practic urmărim mai multe arii, câți useri are mașina aia, care e memoria utilizată, pentru că unele lucruri, după cum am zis, ar putea fi generate de memorie, un proces să fie omorât din cauza că nu mai era memorie. Și atunci trebuie să studiem mai bine de ce s-a întâmplat lucrul ăla sau ce a generat ca acel proces să fie omorât. Și vine partea, să zic, care nu-i prea, să zic, bună pentru end user, care nu are conectivitate la internet, nu putem face achiziția de date și pentru asta avem o soluție care poate fi realizată doar la dealer, din cauza că este voie de un stick semnat în care extrage practic logurile, dar tot așa logurile sunt limitate, astfel încât să putem să vedem exact ce a putut cauza acea problemă. OEM-ii cu care lucrăm au departamente specializate pentru achiziția de date, astfel încât de obicei când ajung rapoartele la noi vin destul de bine detaliate la câte mașini s-au întâmplat, care este gradul de reproducere, nu știu, 1 din 10, 2 din 10, 10 din 10, cumva se face o studiere înainte ca cumva să ne ajute să ne dăm și noi seama. Bun.
Ok, hai să vorbim despre viitor acum, că ne apropiem și noi de final încet, încet. Nu știu, când crezi că Cătălin o să ajungem la level 4? Îmi place că nu mă întreb de level 5. No, îmi prins ideea. Pentru mine, fiind în domeniu, e foarte bine conturat ce înseamnă level 4, ce ai nevoie pentru level 4, ce înseamnă level 3. Deci level 4 este, când zicem level 4, mai degrabă ne referim la mașini echipate cu mulți senzori care pot să conducă autonom într-un perimetru foarte bine delimitat. Dar nu e o tehnologie care să scaleze, adică fiecare să o aibă acasă. Și atunci, uite, de exemplu, sunt în San Francisco, sunt robotaxis de ordinul zecilor care se plimbă și poți să le chem cu smartphone-ul să te ducă de la punctul A la punctul B. Mai greșesc, sunt niște teleoperatori care intră remote și fac mici ajustări și continuă, dar există și avem și acum. Nu e Bosch în spatele acestor, ca să nu creăm confuzie, da. Dar ca și tehnologie foarte scumpă, cu mulți senzori, deci nu cred că este un business în spatele acestei tehnologii, adică mai mult consum decât să scoți ca strict financiar sau ca și business, dar există. Problema e că nu e scalabilă și atunci prima fază, prima chestie care trebuie să o facem ca să scaleze este level 3. Și acum vedem că level 3, apropo și level 3 există, low speed, deci EQS-ul ăsta pe care îl avem afară pentru parcare poate conduce level 3 până la 50-60 de kilometri la oră în traffic jams, deci este pe autostradă, traffic jam assist, acolo unde legislația permite, level 3 există. Ok, cea mai premium mașină, deci încă nu e chiar în orice mașină, dar funcționează și există. Și acum sunt mai multe acțiuni pe care le facem ca și industrie. Una să, și o să se întâmple, o să avem level 3 din ăsta low speed și la clasa entry, mid, nu doar la mașini premium, poate cu alt sensor set, poate puțin mai ieftin, că nu vrei să dublezi costul unei mașini mici. După aia, și asta e autostradă low speed. După aia, o direcție de development este să creștem viteza la care operează, adică să putem face traffic jam, highway pilot, adică să putem conduce automat și la viteze mai mari. Deci pe autostradă să creștem viteza și să rămânem la level 3. Să creștem availability, adică deci level 3 înseamnă că dacă sistemul zice că în 10 secunde trebuie să preiei controlul, trebuie să preiei controlul. Sau să oprești, mă rog, să faci un safety stop. Vrei ca nevoia de a prelua controlul să fie cât mai rară. Și atunci, asta e tot așa o direcție în sine, să la traffic jam assist, să poată să gestioneze mai multe cazuri. Și o direcție mai nouă și interesantă pe care vedem că în care vedem că merge piața este requestul de a avea level 2 sau level 2 plus în orașe, adică aceeași experiență de pilot automat pe care o ai pe autostradă să o ai și în oraș și să nu fie, trebuie să intervii constant și să poată să ai un sistem care poate gestiona ca și level 2 plus, poate level 3, dar mai e de lucru până acolo, în oraș. Am înțeles. Bun. Și ca... Deci și până când o să avem, nu știu, level 4 pe mașini normale? Pe mașini normale, 10 ani? Cred că e greu de spus acum, când o să avem level plus, minus level 10 4. Ani sau... Spun cu cea mai mare sinceritate, este greu de estimat. Ok, bun. Paul, la tine cum e, nu știu, evoluția Android? Scuze. Costul sistemului, deci level 4 avem, cu sisteme foarte scumpe, cu teleoperations,
în principiu costul sistemelor care e destul de ridicat și trebuie să ne gândim și la zona geografică, adică nu vrei level 4 doar în San Francisco, că vrei și în Cluj, unde sunt alte scenarii, alte particularități și așa mai departe. Bun. Hai să revin la Paul. Și Ovidiu a întrebat level 4 pentru orice mașină. Da. Să pot să zici, uite, învățăm perimetrul ăsta și aici level 4. Bine, acum o chestie haioasă, știi, cu tot autonomul. Uite, o idee la care mă tot gândesc, să ai level 4 doar pe o singură stradă. Când vii de acasă, la lucru și aia cred că poți să faci, să o înveți bine. Să faci un feature. Asta, de exemplu, a, dacă tot umbli fiecare zi, să zic că mașina, exact. Ok, lasă-mă pe mine că am prins ideea. Pentru care sunteți pe partea asta de machine learning, un overfit pe drumul tău și faci treaba. Dar știi ce pățesc, Cătălin? Că acum aveam o stradă pe unde tot timpul mergeam și ultima oară când intru pe ea, văd că îmi face un semn și nu înțeleg, știi? Și de fapt au făcut-o ăștia sens unic, știi? Deci pățești și din... că tu nu te mai uiți la semne, adică dacă tot mergi pe același drum nu... și te grăbești, nu te mai stai să te uiți, sau cel puțin deci, avem un proiect destul de fain și chiar progresăm foarte bine cu partea de HD Maps și generare de HD Maps din date video, adică pe lângă faptul că facem funcții gen lane centering, depășiri, nu știu ce, colectăm date și detecții practic din video și facem hărți precise, gen cu precizie de centimetru. Chiar recent am făcut niște demonstrații pentru niște clienți și toată lumea este impresionată. Sigur ne putem gândi, ok, de ce n-am venit cu ideea asta mai devreme. Sunt 3D sau nu? Sunt 3D, da. Și sunt foarte precise și cartografiem tot felul de elemente statice din scenă, gen, uite, stâlpi, e un landmark interesant, are poziție geografică bine definită, nu se mișcă stânga-dreapta și față de stâlpi putem să localizăm foarte precis mașina. De fapt, asta e miza, să ai o hartă precisă, treci a doua oară pe acolo, vezi... mai vezi o dată acea imagine și faci un matching între hartă și ce detectăm acum și pe baza acestui matching faci o localizare precisă. Și atunci harta devine ca și un nou senzor, deci un fel de redundanță pentru datele de la senzor, gen radar, lidar, video și așa mai departe. Și atunci putem să ne gândim că ajută, da, level 3. Și apropo, level 3 se face pe bază de HD Maps, acolo unde se activează. De ce am punctat asta? Pentru că tot pe baza acestui stack de mapping putem face change detection, deci sens unic, construction zones, tot felul de hazarde pe drum. Deci când zicem maps, zicem și shorter maps. Short-term? Short-term, adică identifici și pui în hartă dacă ai un accident sau okay. Deci lucruri sau dacă tocmai a venit o echipă care face o groapă și lucră la canalizare. Deci pe partea asta de hazarde, o numim noi, tot într-un alt layer din hartă ajunge. Bine, și după aia cred că poți să ajungi să te integrezi cu camerele video și cu tot felul de chestii de pe drum. Și exact, deci asta facem, da? Deci pe baza camerelor video facem... Nu, camere fixe, mă gândești, asta nu facem. Și da, e posibil, poate fi, dar după aia deja să ai prea... efectiv să ai tot cap-coadă. De obicei, cred că sunt multe soluții utile și neintegrate, gen camerele fixe cu camerele mobile. Exact. Apropo, avem și un proiect pe teme de Smart City, unde... asta cred că pot să spun, în Oradea, unde folosim o cameră de noastră care e și 5G conectată și detectăm automat parcări. Deci fără senzor, numai cu camera. Doar cu camera detectăm parcări și facem un fel de hartă a zonelor unde avem parcări libere sau ocupate, un fel de, pe fiecare segment de drum, un grad de ocupanță al parcărilor. Super fain. Și arată foarte bine și pe ideea asta de colecție de date cu senzor mobil, că până la urmă asta e camera,
se pot face foarte multe. Bine, dacă știi că e cameră și vezi un camion între tine și cameră, poate poți parca. Că nu... Știi, dacă e un camion mai înalt și tu parchezi în spatele lui, s-ar putea să nu mai vadă, că, să nu mai știe că ești parcat sau nu. Greșesc? Okay. Adică vizual nu prea ai cum să-ți dai seama că acolo e o mașină sau nu. Ah, ok. Da, sunt corner. Depinde cum e camera. Dacă depinde unde camera cât e din de față, sus. Noi avem și camerele de parcare care pot să scaneze. Ah, ok, ok, ok. De... Deci ai și din astea. În câțiva ani, mașini de serie o să aibă până în 10 camere, surround view. Deci o să ai o grămadă de camere pe care poți să faci nu doar conducerea automată, ci tot felul de alte feature-uri. Mai ales pe pattern-ul ăsta de crowdsourcing. Și... Maps, da, până la urmă e interesant, gândești că mergi cu mașina, ai camere și pe aia la finalul concediului intri pe mașină, nu, zi-mi cum a fost în concediul ăsta. Îți faci un fel de story. Da, din... story direct, mai faci, stai tu cu telefonul, știi? Uite, asta și așa e, o să ajungi cu telefonul pe plajă, cu mașina. Asta trebuie patentată, ideea asta. Da, bun. Paul, mai zine tu, acum hai că te-am adormit așa deja. Cum se evoluează Androidul la voi? Nu știu. Sau poți să schimbi platforma? Poți să... În momentul de față, agreement-ul ce l-avem cu Google e că putem face update din două în două versiuni. Pentru moment. Deci am început practic cu Android 9, care a fost așa mai mult de test, nu am ieșit live cu el. După am început cu Android 10. Practic de acolo, din cauza că am avut OEM diferiți, cumva am mers din versiune în versiune, că erau deja OEM cu 9, care au trecut la 11, de la 11 la 13, acum pentru unul dintre proiecte suntem pe Android, trecem pe Android 14. Evoluția cumva vine, asta e short term. Nu știu cum o să suporte hardware-ul în viitor, în partea asta. Și aici cred că e un punct pe care Google încearcă cumva să-l îmbunătățească de la fiecare versiune, încercând să decupleze tot mai mult layerele, astfel încât să zice, nu știu, de la o versiune, nu știu, Android 18, nu mai suportăm din cauza că vehiculul e prea vechi decât anumite feature-uri. Am înțeles, da, adică sau nu mai faci upgrade. Dacă, da. Și voi puteți, nu știu, și la Apple la fel sau nu? El nu e nou au așa ceva. Din deci ce știu, Android lucrează la o soluție, dar okay. Încă nu este publică. Deci teoretic numai Android are, nu? Sau, mă rog, in-house dacă mai erau. Da, mai sunt soluții in-house sau știu că mai sunt OEM care folosesc soluția Android, dar din cauza că nu sunt certificate Android Automotive, atunci sunt doar soluții bazate pe platforma Android, dar nu sunt recunoscute Android. Și cât de mult poți să o customizezi? Adică poți să o faci să nu mai arate a Android? Da, poți. Adică acum, să nu mai știe omul că de fapt acolo e un Android în spate. Acum, depinde unde vrei să ajungi. Și de ce zic, depinde unde vrei să ajungi, în sensul în care tot timpul trebuie să te gândești la scalabilitate. Ce se va întâmpla când apare o versiune nouă? Dacă ai intrat și modificat toate API-urile pe care le-a definit, fiind până la urmă open source, toată partea asta de Android, probabil că următoarea dată când vrei să faci un upgrade o să fie... Sau nu-l mai faci. Și... Da, asta cred că e destul de complex să nu-l mai faci, pentru că atunci, nu, din ce știu eu, nu o să poți să iei o certificare Android. Ok. Și, nu știu, faptul că îți rulează Android-ul pe mașină, ai niște costuri în spate? Sau cel puțin producător are niște costuri cu instalat Android-ul? Nu? Mă gândesc că e o licență care o cumpăr sau ceva, nu? Este un... Zona asta de parteneriat, care ai și zona de gas, în care toată zona de Android Automotive Services, care nu poți obții fără un parteneriat. La fel cum nu poți obții Android Auto și Apple CarPlay fără un parteneriat. Nu poți să zici ce fain ar fi asta să mă apuc să integrez pe o platformă Android Auto. Am înțeles. Sau CarPlay. Deci îți trebuie un parteneriat, da, trebuie care un deja parteneriat care vin cu niște documente de requirement, vin niște testări care se realizează de niște firme partenere al lui Apple și al lui Google, după care vine, dacă vrei să fii într-un sistem, într-un ecosistem Android, practic Android Automotive, certificarea de Android Automotive. Am înțeles. Și apropo, pe motociclete este? Că am avut iar cazul ăsta cu motociclete. Avem un concept okay. pentru o companie
Încă nu am ajuns în faza de producție, doar ce am terminat conceptul, în care ecranul este rotund. Mie mi s-a părut destul de drăguț că îți drugea în zona de ceasuri, pentru mine așa arăta. Pe de altă parte, a fost destul de complex să zona de design, să afișezi tot ce este necesar pentru user și în același timp să respecti anumite standarde Android Automotive, cum ar fi, nu știu, tot timpul trebuie să ai navigația în bară, să poți să accesezi dacă ai ceva alte telefoane conectate. Cred că momentan nu sunt cerințe specifice doar pentru zona de motociclete, ca să putem Am înțeles. Bun. Bun, nu știu, mai avem întrebări din sală sau... Nu cred că mai avem, că... nu știu, să mai fac test drive-uri. Dacă mai... Cătălin, dacă vrei să mai dau ceva, eu Doar dacă aveți voi întrebări. Eu sunt foarte ok cu... Nu știu dacă am răspuns destul de mult la partea asta de outlook înspre viitor, la ultima întrebare. Ok, te rog. Nici nu știu ce aștepți acolo. Păi nu știu, zine tu care e viziunea ta de, în zona asta. M-ai întrebat de level 4, sincer nu știu dacă așa contează așa mult level 4 sau cât va fi. Okay. Poate dacă te uiți ca și user la ce facem noi, eu mă uit mai mult ca și tehnologii care se întâmplă acolo și cred că e destul de impresionant ce se întâmplă acum pe partea de inteligență artificială. Deci cu aceste large models... ne putem imagina că în viitor o să avem rețele neuronale care primesc input de la mai mulți senzori, nu de la un singur senzor, antrenate self-supervised, deci nu neapărat cu date labeled, și cumva punând în valoare toate metodele astea noi, gen active learning, semi-supervised learning, transfer learning între diverse seturi de date, și se pot obține performanțe mult mai bune și cumva toată industria automotive capturează, să zicem, și know-how-ul ăsta mai academic, dar recent, care se întâmplă și uneori chiar e nevoie să zici ok, am avut o generație de produs, face treabă bună, o vedem în mașini premium, punct și culiuță de la capăt, legat de ce ziceai tu, dacă rescriem sau nu. Și uneori mai trebuie să rescrii ca să nu fii surprins de revoluția tehnologică care se întâmplă. Și crezi că, nu știu, adică la cum zici tu, în câțiva ani o să avem o putere de procesare destul de mare mașini, dacă o să avem toată partea de AI și așa, adică... O să avem și o putere... Adică mult mai mare față de ce avem acum. Clar, puterea de procesare, adică puterea per watt, pentru că nu vrei să consumi mai mult, vrei să consumi la fel, dar să ai mai mulți, nu știu, TOPS, teraops la dispoziție. Da, și tot așa un alt trend care merită investigat este... partea de conectivitate, adică mașinile o să fie conectate la cloud, multe zone deja cu 5G și atunci o să fie anumite feature-uri care tu ca și șofer nu o să mai știi ok, pentru funcția asta am avut procesare în cloud sau am avut aici local. Ok. Pur și simplu o să vezi că funcționează, arată bine, dar nu o să știi datorită unui feature conectat sau unui feature care rulează on board. Interesant. Pentru mine am văzut ceva similar la Maps. Când făceam Maps, erau două chestii diferite. Una era să faci Maps cu toată harta onboard, alta era să faci conectat și atunci n-aveai bandwidth și plan de date nelimitat, deci avea sens să ai hărți onboard. Și s-ar putea ca și pe partea și pe alte feature-uri gen ADAS, anumite feature-uri să nu mai ruleze neapărat on board. Ok, de acord. Deci AI, parte de connectivity. Dacă vrei să zici ceva de zona de educație, nu știu. De zona de educație. Sau lăsăm pentru un interviu în revistă. Deci din punctul meu de vedere e important să
ai un parteneriat cu zona de educație dacă vrei să faci, să folosești ultimele tehnologii. Și aici nu mă refer neapărat la ultimele tehnologii gen ca și framework-uri software, ci la nivel de metode care uneori și-au rădăcinile în mediul academic și în cercetare fundamentală și teoretică. Am auzit de multe ori cumva speech-ul ăsta că nu neapărat fac universitățile ce trebuie, că noi companiile știm mai bine și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere, cred că e important ca noi companiile să mergem spre universități și acum voi sunteți aici cei mai mulți de la companii, să le zicem ok, noi credem că industria se îndreaptă într-acolo și atunci ar fi bine ca studenții voștri să aibă background în asta și în asta și în asta și cumva să încercăm să modelăm direcția în care merge mediul academic și universitar, dar înțelegându-le specificul lor, mai orientat spre cercetare, spre inovație, spre articole științifice și așa mai departe. Deci nu trebuie să, când mergem cu așteptări la universități, nu trebuie să pierdem asta din vedere, dar în același timp cred că putem direcționa în ce încotro merg. Și eu merg destul de des pe la universități și le zic, uite, asta ne interesează pe noi, pe termen lung, văzând unde se îndreaptă cercetarea aplicată și urmărind conferințe mari din domeniu, poți să vezi ce urmează să fie în 2-3 ani. Nu zic mai mult, în trecut se putea și mai mult, acum poate situația este mai volatilă și tot apar lucruri care, practic, fac schimbări mai mari în ceea ce se întâmplă pe partea asta de inteligență artificială, zic acum. Și facem, dacă vrei, și un interviu mai detaliat pe partea asta. Da, pe-am povestit noi la un moment dat, da. Bun. Bine, Paul, vrei să mai adaugi ceva legat de, nu știu, evoluții ulterioare? Da, pe următoarea evoluție, dar cred că asta e deja publică, nu știm nici noi încă cum o să rate, o să fie Software Defined Vehicle sau Software Defined Car, amândoi termenii cumva merg coincid spre aceeași zonă. Kia practic a intrat, doar au un concept. Am început și noi de anul trecut pe un proiect intern. Zona asta cred că ar trebui să se... Și ce face? Adică stai un pic. Software Control Vehicle? Software Defined Vehicle Define, sau Software, da? Defined Car. Una dintre primele lucruri pe care am încercat să le facem și suntem într-un stadiu destul de avansat e să îl rulăm pe același controller și clusterul și partea de HMI și comunicăm cumva între cele două procese. Okay. În soluțiile ce le-am avut înainte, practic erau două componente independente care erau interconectate și comunicau între ele. Asta e, să zic, primul pas, dar cu siguranță îl vrem și pași mai mari în direcția asta. Bine. Bun. Cu astea, cred că am terminat panelul și evenimentul de astăzi. Haideți să-i aplaudăm pe invitații noștri.